toate, doamne și domni! Bine ați venit la Casa de Cultură Friedrich Schiller, Casa Minorității Germane din București, care în acest an sărbătorește 60 de ani de la înființare. Mă bucur foarte mult că în această seară avem niște oaspeți de onoare, doamna dr. Aneli Ute Gabani, analist politic, domnul dr. inginer Dumitru Dorin Prunariu, domnul Robert Adams, vicepreședintele Muzeului Spațial Hermann Oberth din Feucht, Germania, și nu în ultimul rând, domnul Cristian Amza, realizatorul filmului Hermann Oberth, Evadare de pe Terra. Da. Despre acest eveniment o rog pe colega mea Aurora Fabricius să ne spune câteva cuvinte. Mai întâi, bine ați venit și ne bucurăm că suntem împreună din nou la Casa Schiller, unde, aș adăuga, așa ce a spus Anca, a devenit o tradiție să avem invitați selecți și teme, să zic, de mare amploare, de actualitate și cu rezonanță europeană, dacă nu chiar mondială. Principalul vinovat pentru această seară este Cristian Amza. Dânsul a venit cu un film, și nu e prima dată, cu un film despre un savant. Cuvântul nu este deloc prea generos. Hermann Oberth, sasul din Transilvania, s-a născut pentru a fi aproape 100 de ani savant. Dincolo de 95 de ani de viață, el a avut șansa să-și fie recunoscut și să, paralel cu alți doi savanți, să lucreze la unul dintre marile noastre vise, acela de a ajunge în cosmos. Nu cred că există alt vis decât cel pentru nemurire, poate. La fel de valoros ca acest vis spre cosmos, vis de a ne duce între planete pentru fiecare muritor. Dar pentru Hermann Oberth a fost un vis realizat. Iată că un alt vizionar, căci Hermann Oberth a fost nu numai un cercetător de elită, nu numai un fizician, matematician și un mare vizionar, acest regizor al nostru, Cristian Amza, film și televiziune, deloc străin decenii de muncă aceasta de rob, de regizor, i-a închinat și lui Hermann Oberth, cum era firesc, ceea ce merita. Să nu uităm, Cristian Amza a venit la noi cu Hel, Ștefan Hel, a venit cu Cetățile Transilvane, alături de Răzvan Teodorescu, a venit cu atâtea lucruri valoroase. Astăzi seară, Hermann Oberth, în caz că cineva nu știe cine a fost Hermann Oberth, va afla astăzi seară. Are multe enigme viața lui, are multe, foarte multe succese, dar are și lucruri anevoioase în destinul său, însă a avut șansa să trăiască aproape un secol. Repet, pentru că nu este puțin. Iar noi am avut șansa să-i fim contemporani. A plecat în Feucht în 1989. Deci știam, cu ani buni înainte, că trăim pe aceeași planetă cu Hermann Oberth. De-aia vă spun, acest sas transilvanean era cunoscut în toată planeta. Nu mai este numai al nostru, este lucru enorm să te poți lăuda cu un atât de apreciat zburător, că el a avut toate calculele și, să notăm bine, nu cu cheltuieli uriașe. Asta a fost fantastic. Noi, de aici, cu resursele noastre, am dat un creier. Transilvania, tot ea, ca de obicei. Sigur, mă bucur enorm că a apucat să ajungă, înainte de deschidere, Dumitru Prunariu. Nu încep cu dânsul întâmplător. Și dânsul a visat de mic că se poate duce în cosmos. Mai fantastic, după ce a fost odată, este singurul român și persoana cu numărul 103 în lume, care în 1981, la acea dată, a fost în cosmos. Poate vi se pare la întâmplare. Domnul doctor inginer Dumitru Dorin Prunariu mai are un vis. Chiar și la 70 și 80, dacă îi se va cere,
vrea să facă și un al doilea zbor în cosmos. Ceea ce îi dorim, pentru că a trecut atât de multe teste, atât de multe probe, de la sănătate până la pricepere, de la carte până la aptitudini, a trecut prin atâtea încât îi dorim și peste 10 ani, 15 ani, dacă se va pune problema, să facă față acelor teste. De ce am spus că încep cu Dumitru Prunariu? Pentru că este o legendă. Este o legendă și îl reprezintă pe Hermann Oberth, pentru că acela a venit savantul și a pus anatema pe foarte mulți cercetători. Și aici ajung la invitata noastră de onoare, la dr. Anneli Ute Gabani, care dincolo de politolog, de sociolog, este un mare cercetător. E un jurnalist, că e autor de carte, este un mare cercetător. O viață a studiat, a analizat și mai ales a încercat să aibă și opinie. Lucru fantastic pentru o femeie. Anneli Ute Gabani semnează scenariul la Cristian Amza, fiindcă l-am mai anunțat odată pe Cristian Amza, ca orice regizor care se respectă, are un scenarist de elită. Și atunci, sigur că succesul filmului nu poate fi decât 3/4 asigurat. Dincolo de talent, Cristian Amza are răbdare. De ce vă spun asta? Pentru că îndreptându-și ochii și priceperea către minoritatea etnică germană, nu este lucru ușor să-i cunoști, să-i stăpânești și să transmiți tradițiile. Nu cel din urmă, Robert Adam, minunatul, eu să zic, muzeograf, regizor, este atât de rotundă personalitatea lui Robert Adam. Dacă citiți interviul lui cu Dorin Prunariu, vă veți da seama că este trup și suflet cu muzeul pe care îl reprezintă ca vicepreședinte. Muzeul care este în Foit, locul de unde a plecat definitiv Hermann Oberth. Eu mai multe n-am să vă spun despre Hermann Oberth, dar voi interveni dacă ceva poate trebuie completat pentru cei 2-3 care nu sunt, să zic, fizicieni, matematicieni, inginerii aeronautici, nu cred că există în sală, dar vă spun, ca să fiți pe pământ sigur, în afară de Hermann Oberth, noi am mai apucat 2 specialiști în aeronautică spațială. În 88 împlinea Elie Carafoli 80 de ani și l-am apucat în viață și l-am intervievat și eu cu drag. Era la fel de inteligent, la fel de pregătit să înfrunte vremurile care vin, la 80 de ani. Să nu uităm că și Henri Coandă are și el un mic efect, nu? Ne va vorbi despre acest lucru, nu despre acești doi, dar despre Hermann Oberth și Dumitru Prunariu. Acum aș vrea să vedem filmul. Apollo crew had less than 2 hours to check out all their spacecraft systems. The last chance to discover and correct any malfunction. We're 10 minutes away from ignition on translunar injection. Telemetry and radar tracking both solid. Velocity 27,800 feet per second. Eagle, Houston, we see you on the stairwell, over. Roger, Eagle, Thunder. Roger, how does it look? Eagle has wings. Roger.
Altitude 1600. Eagle looking great. Roger, 1202, we copy it. Great shadow. Four forward, drifting to the right a little. 30 seconds. Forward. Contact light. Okay, engine stop. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Genialul și vizionarul savant, care cu peste o jumătate de secol înainte ca primul om să pășească pe lună, a creat bazele teoretice și tehnice pentru performanța uluitoare a speciei umane de a se lansa în spațiul extraterestru, poartă numele lui Hermann Oberth. Profetul zborului în cosmos, supranumit și tatăl astronauticii, s-a născut într-o familie de sași transilvăneni pe 25 iunie 1894 la Sibiu. Hermann Oberth a fost un savant de talie mondială și care a devansat statutul științei din timpul vieții sale cu peste o jumătate de secol. A fost un om genial, și-a dezvoltat și a creat ideile și le-a dezvoltat chiar de la o vârstă foarte fragedă, fiind încă adolescent, de altfel așa cum se știe că și alți foarte mari oameni de știință mondial au avut ideile lor extraordinare care au schimbat fața lumii tot la o vârstă foarte tânără până la 30 de ani. Comparația cu Einstein, comparația cu Copernic, de exemplu, se impune și a fost făcută de altfel, în sensul că au avut foarte mari dificultăți în a găsi acceptanță pentru ideile lor, pentru descoperirile lor. Cu 2 ani mai târziu, familia Oberth s-a mutat la Sighișoara. Tatăl său, medicul Julius Oberth, a fost numit director al Spitalului Orășenesc. Climatul intelectual din cadrul familiei a fost deosebit de favorabil interesului timpuriu al copilului Hermann pentru știință și tehnică în general și pentru zborul spre lună în special. La vârsta de 4 ani, mama i-a povestit că bunicul său, reputatul medic și scriitor sibian Friedrich Krasser, fusese convins că peste 100 de ani oamenii vor zbura spre lună. De timpuriu, copilul Hermann Oberth își consemnează ideile într-o cărticică de invenție. Fascinat de lectura romanului lui Jules Verne intitulat De la Pământ la Lună, elevul de 13 ani studiază de unul singur probleme complicate de matematică și fizică,
cercetând mijloacele tehnice prin care zborul spre lună ar putea deveni realitate. Hermann Oberth, în contextul de început de secol 20, când lumea era foarte agitată în domeniul dezvoltării unor sisteme noi de deplasare, în contextul în care rachetele erau văzute ca niște instrumente de a zbura undeva în afara atmosferei terestre, în momentul în care apăruseră tot felul de oameni de știință, atât în Europa cât și în Statele Unite, care începuseră să se ocupe de rachetă, Hermann Oberth a reprezentat un vârf important în acest demers. Hermann Oberth a fost primul care a calculat de la A la Z o rachetă care poate să zboare în spațiul cosmic, determinând toate ecuațiile de deplasare ale ei și toate mecanismele necesare pentru a dirija racheta spre spațiul cosmic. În anul 1913 se înscrie la Facultatea de Medicină la München, dar revine acasă după izbucnirea Primului Război Mondial. Este trimis pe frontul de est, de unde, rănit fiind, se întoarce la Sighișoara în 1916 pentru a lucra ca sergent sanitar în lazaretul orașului. În 1917 realizează proiectul unei rachete spațiale propulsată cu etanol și oxigen, prima de acest fel din lume. La 6 iulie 1918, Hermann Oberth se căsătorește cu Mathilde Hümmel, iar un an mai târziu se naște primul lor fiu, Julius. Soția lui avea pe contul ei bancar 10.000 de lei. Oberth n-a mai îndrăznit să-și întrebe părinții, care erau destul de bogați, ca să spunem, dar îi era rușine că deja îi plătiseră toți anii de studiu, și atunci soția lui a dat toți banii pe care îi avea în contul ei adunați pentru ca el să-și poată publica lucrarea în Germania la editura münceneză Oldenburg. Și se pare că Oberth a fost mereu recunoscător și la toate ocaziile oficiale, aniversarea soției, etc., amintea acest lucru care, din perspectiva lui, poate că de asemenea a contribuit la dezvoltarea lui ulterioară, la faima pe care a dobândit-o. Das ist das Buch Die Rakete zu den Weltenräumen von Professor Hermann Oberth, mit dem er wirklich die Geschichte der Raumfahrt neu geschrieben hat und wirklich auch dazu beigetragen hat, dass die Gedanken anderer Pioniere wirklich in die Tat umgesetzt werden. Und er hat es damit ermöglicht, dass Menschen in Raumstationen heute die Erde umkreisen. Also bei ESOC ist man sich darüber im Klaren, dass die Raumfahrt ohne Pioniere wie Hermann Oberth nicht in der Form existieren würde, wie es sie heute gibt. Hermann Oberth hat die Ideen von Tsiolkovsky wirklich in die Tat umgesetzt. Anfang des 20. Jahrhunderts hat Tsiolkovsky zum ersten Mal die beiden Begriffe Rakete und Raumfahrt zusammengebracht. Tsiolkovsky hatte die Idee, dass es mit der Rakete möglich sein müsste, Menschen und Nutzlast ins All zu bringen. Hermann Oberth war der erste ausgebildete Ingenieur und Physiker, der in der Lage war, diese schwammigen Gedanken wirklich in technische Realität umzusetzen. He was one of the fathers of rocketry and spaceflight. And to make that a bit more vivid for you, I have to cite the four propositions he started with his book The Rocket to Interplanetary Space in 1922, which was published in Munich in 1923. With the momentary stand of science and technology, we are able to build machines who are able to fly higher than the atmosphere.
The second proposition, if we can improve those machines, they're able to reach such velocities that we can leave them in space on their own and they won't fall down to Earth. And, moreover, they can fly away from Earth. Third proposition, those machines can be built in a way that man can go with them up there into space without harm for his health. And the fourth proposition, which is quite actual, under certain circumstances, those machines can be economically valuable. So you must see in which circumstances, in which time Obert wrote those four propositions. În anul 1925, Hermann Obert s-a mutat cu familia la Mediaș, unde avea să activeze timp de 13 ani ca profesor de fizică și matematică la liceul german Stefan Ludwig Roth. Perioada șederii în orașul de pe Târnava Mare s-a dovedit deosebit de fructuoasă pentru munca lui științifică. În 1928, la invitația regizorului Fritz Lang, a colaborat în calitate de consilier științific la producția filmului Femeia în lună, la studiourile de la Babelsberg, lângă Berlin. La Berlin, în vara anului 1929, a apărut a doua sa carte fundamentală, intitulată Căile navigației spațiale, supranumită Biblia astronauticii spațiale. În iulie 1930, l-a cunoscut pe studentul Werner von Braun, în cadrul Institutului de Cercetări Tehnico-Chimice din Berlin, unde a experimentat cu succes arderea la motorul conic, primul motor de rachetă cu combustibil lichid. După desfășurarea mai multor experimente ale rachetei cu combustibil lichid la Berlin, s-a întors la Mediaș. În România, în perioada interbelică, regele Carol al II-lea a fost foarte impresionat
auzind de performanțele lui Hermann Oberth, l-a invitat la castel și după ce Hermann Oberth i-a povestit, i-a spus că nu are posibilitățile de a experimenta practic anumite idei și concepte ale lui și mai ales la Mediaș, unde se mutase între timp, deși ar exista eventual anumite facilități tehnice, totuși nu îi se îngăduie să aibă acces la aceste facilități. Regele Carol a dat porunca, așa, să spun așa, pentru ca aceste posibilități să fie date la Mediaș. În 1938, Hermann Oberth obține o bursă de cercetare în Germania, lucrând mai întâi la Viena, iar apoi la Dresda, unde se și mută cu toată familia. În iulie 1941, după obținerea cetățeniei germane, este somat să lucreze la stația experimentală de la Peenemünde, unde director era Werner von Braun. Peenemünde era un sat pescăresc izolat, într-o zonă împădurită în nordul peninsulei Usedom, pe coasta Mării Baltice. În acel moment, proiectul rachetei balistice agregat 4, V2, fusese deja încheiat. Racheta a fost realizată pe baza cercetărilor sale, dar nu cu ajutorul său. Hermann Oberth war nicht sehr lange in Peenemünde und hier auch keiner der entscheidenden Ingenieure, keiner der maßgeblichen Entwickler der Raketen, die hier eben gebaut wurden. Er war aber ein wichtiger Vorläufer der Peenemünder Ingenieure und er gab ihnen sehr viele Anregungen, war einer der ersten, der das Raketenthema wirklich wissenschaftlich bearbeitet hat und deswegen hat er bei uns in der Ausstellung auch eine wichtige Rolle. Wir behandeln ihn im ersten Raum, in dem es eben um die ersten Raketenprojekte in den 1920er Jahren geht. Am 3. Oktober 1942 startete die Rakete hier das erste Mal erfolgreich, hat eben diese Gipfelhöhe von 85 Kilometer erreicht, ungefähr 200 Kilometer weit flog sie und das war eben der erste erfolgreiche Start einer Peenemünder Rakete und das erste Mal, dass wirklich eine große Rakete erfolgreich startete weltweit und dass eben ein von Menschen gemachtes Objekt ins Weltall flog. Das ist eben so ein ganz wichtiges Datum. Wir sind hier im Eingangsbereich unseres Ausstellungsgebäudes, sieht man zunächst
zwei originale Spitzen der A4-Raketen. Eine hier nie geflogen, so kam sie original ins Fertigungswerk. Und die andere wurde eben abgeschossen. Es war ein erfolgloser Start. Sie stieg einige hundert Meter hoch. Der Motor stoppte und sie fiel wieder runter und hat sich dann eben so direkt hinterm Prüfstand in den Boden gerammt und lag da bis in die 1990er Jahre. Man sieht, wie sie sich verbogen hat, wie sie deformiert wurde. Die Rakete wiegt insgesamt 14 Tonnen. Das heißt, sie ist also schon allein durch ihr Gewicht und ihre Geschwindigkeit eine enorme Waffe, ganz unabhängig von dem Sprengstoff, den sie mittransportiert. Hier auf Peenemünde war nie Sprengstoff in diesen Raketenköpfen, sondern es war immer nur Sand oder Beton, um das Gewicht zu simulieren. Hier gab es nie Starts im Krieg an der Front, sondern es waren hier nur Teststarts. După primul bombardament al stațiunii de la Peenemünde de către britanici, în august 1943, Obert părăsește stațiunea plecând la Reinsdorf, lângă Wittenberg, la o fabrică unde se lucra la dezvoltarea unei rachete cu combustibil solid pentru apărarea antiaeriană. Tot atunci, familia Obert cumpără o casă la Feucht, lângă Nuremberg. Obert își continuă cu asiduitate cercetările pentru realizarea unei rachete spațiale. La finalul războiului, chiar înainte de cucerirea bazei secrete de la Peenemünde, Werner von Braun, alături de întreaga sa echipă de cercetători, s-a predat armatei americane. Sub numele de cod Paperclip, printr-o acțiune secretă a americanilor, savanții germani au fost duși în Statele Unite împreună cu o parte din rachetele V-2. Hermann Obert, după ce a fost reținut 2 luni într-un lagăr, în vara lui 1945, de armata americană, s-a stabilit la Feucht.
Also wir Feuchte, wir freuen uns, dass wir mehrere Ehrenbürger haben und unter anderem den Herr Professor Hermann Obert. Das ist eigentlich unser Ehrenbürger. Wir haben verschiedene Ehrenbürger, aber das war der bekannteste und auch der neueste Ehrenbürger in Feucht. Und da sind wir sehr stolz drauf eigentlich. Das sieht man auch daran, dass wir immer wieder mal Sachen haben, wo wir daran erinnern wollen an den Obert. Ganz frisch ist es, wir haben ein neues Baugebiet, speziell für junge Familien. Und da haben wir die größte Straße, die Erschließungsstraße eigentlich, die haben wir Hermann-Obert-Straße genannt. Und die anderen Straßen oder Wege drumherum haben wir dann nach den Planeten genannt. Also auch dazu passend letztendlich, also angefangen von Merkur bis Saturn hoch, die ganzen Wege. Aber die Hauptstraße ist sozusagen die Hermann-Obert-Straße. Ja, nicht zu vergessen unser Hermann-Obert-Raumfahrtmuseum. Das ist also unser Aushängeschild in Feucht seit vielen Jahren. Es war ja so, dass die Gründung des Museums ja Hermann Obert selber noch gemacht hat. Welcome to the house of Hermann Obert. This was his living room and there was a special place he always liked very much to sit in, and this is the chair. This is the chair of Hermann Obert he preferred most of the time. I saw him there sitting in this chair. This is his place. Welcome to the Hermann Obert Space Flight Museum. It is devoted to the life and what came out of the work from Hermann Obert. The museum was established in 71. It was opened by the family simply because of things that happened. When the Americans started with their they called it first American Interplanetary Rocket Society. They visited the German Raketenflugplatz in Berlin. And this is the group Obert was in charge of at that point of time, and they started with their designs. And on the other hand, if you take Russia, they have brilliant experts, even started long before the German, and it's a whole other story. If we take it very serious, we would even say that rocketry, the rocket spaceflight movement, even had its first start in St. Petersburg way back in something about 1912 already. And due to the First World War, it was shut down. But that's another story. But the interesting thing is, Obert had with his colleagues, co-workers, an assistant by the name Alexander Krzyzewski. And Krzyzewski, he was writing from way back November 29 to mid 32 reports to the Red Army. And those reports went it also into the hand of the Russian rocket developers. So it is no surprise that, for example, the first rocket engine in Russia, the RORM-1, is very similar to the basic design. It's not a copy. The Russian do not copy. The Russian, they take the idea and then they enhance it. But the basic principle is a rocket engine based by Hermann Obert. În 1955, la solicitarea lui Wernher von Braun, devenit conducătorul programului de cercetare cosmică al Statelor Unite ale Americii, Hermann Obert s-a deplasat în Statele Unite, la Huntsville, statul Alabama, unde a lucrat ca inginer consultant până în 1958. Iar până în 1962 a fost inginer consultant la firma Canvor din San Diego, California. În anul 1963, la vârsta de 69 de ani, Hermann Obert s-a retras la pensie în orășelul Foști.
16 iulie 1969 este o zi care nu trebuie uitată de cei care au trăit-o. În acea zi a fost lansată racheta Saturn V, proiectată de Wernher von Braun. Aceasta purta echipajul uman, care va aseleniza cu ajutorul modulului Eagle. Savantul Hermann Oberth a asistat ca invitat la acea memorabilă zi. Venea în România. Încă din 1972 făcuse o primă vizită oficială, fusese primit în cadrul Academiei Române, avusese conferințe legate de teme cosmice și de proiectele lui îndrăznețe care păreau futuriste în acea perioadă, dar care încă pot constitui proiecte de viitor. Și era acceptat oarecum în acest context. În 1982 am fost invitat la Moscova, atât eu, Hans Barth și Hermann Oberth. Era prima vizită a lui Hermann Oberth pe teritoriul URSS-ului, pentru că înainte de război se interzisese acest lucru, iar apoi nu am mai avut ocazia. Hans Barth m-a pregătit, mi-a spus că va veni Oberth și că îi va face mare plăcere să ne facă cunoștință. Și într-adevăr, eu, tânăr capitan, eram în uniforma militară de capitan de aviație, Hermann Oberth, un bătrânel foarte calm, foarte liniștit, destul de molcom, aș putea spune, tipul tradițional de sas transilvanean, ne-am cunoscut acolo la Moscova. În momentul în care la conferința oficială dedicată aniversării satelitului am fost invitați să luăm cuvântul, eu m-am referit în câteva cuvinte la zborul cosmic pe care l-am avut împreună cu colegii noștri, iar apoi am vorbit despre Hermann Oberth ca un savant născut pe teritoriul României, care peste 90% din opera lui științifică, din propriile declarații ale lui Oberth, a creat-o în România, și despre alte lucruri legate de istoria lui, efectiv, la Sighișoara, la Mediaș, la Sibiu, unde s-a născut. În sală a început mișcări, rumoare, discuții, chiar se auzea pe undeva ce vrea ăsta, Oberth este neamț, ce legătură are cu România. Hermann Oberth a făcut o figură foarte interesantă. Din sală de unde era, s-a urcat sus la tribună, mi-a dat mâna și mi-a spus în românește: "Mulțumesc, domnule capitan." Sala a muțit în momentul acela. Ocazia aniversărilor lui Hermann Oberth din 5 în 5 ani se organiza câte un congres la Salzburg. În anul acela, după ce am participat la acel congres la Salzburg, unde am și primit medalia de aur Hermann Oberth, am plecat împreună cu Hans Barth și cu familia Oberth la Feucht. În momentul în care m-am reîntors acasă, după vizita la Feucht, am considerat că este neapărat nevoie să existe un muzeu Hermann Oberth în România, pentru că el reprezenta o mândrie pentru orice țară în care ar fi stat.
Normal că Germania avea un muzeu Hermann Oberth, în Statele Unite erau în cadrul muzeelor de cosmonautică secții Hermann Oberth, iar România, în țara lui natală, nu avea nimic. Am convenit cu Hans Barth să facem un demers la Ministerul Culturii. Întâmplător, la Ministerul Culturii era ministră Suzana Gâdea, profesoară de metalurgie la bază, care de asemenea am fusese profesoară în facultate. M-am dus cu o cerere adecvată și am prezentat-o. A stat, s-a gândit, a întors-o pe toate părțile și mi-a spus până la urmă: știi, este în viață, nu putem să organizăm muzeul atâta timp cât este în viață. Zic, da, dar este la o vârstă atât de înaintată încât nu se mai schimbă nimic în istoria lui. El oricum reprezintă ceva deosebit din punct de vedere al contribuției științifice la cosmonautică. Zice, mai bine organizează o expoziție permanentă. Și asta pot să-ți aprob. Casa din media și în care a locuit savantul a primit statutul de casă memorială. Fiind amenajată drept secție a Muzeului Aviației din București, inaugurată în anul 1994 cu ocazia aniversării a 100 de ani de la nașterea lui Hermann Oberth. Invitați de onoare au fost Erna Roth Oberth, fiica savantului și cosmonautul român Dumitru Dorin Prunari. În iunie 1989 am făcut ultima vizită la Foiști. În acest context am realizat o serie de fotografii împreună cu Hermann Oberth și chiar o mică înregistrare video. A fost realizată exact pe 28 iunie 1989, exact cu 6 luni înainte să se stingă. Desigur, era în vârstă, era deja ajutat să se deplaseze, să mănânce, dar asta nu îi diminuase cu nimic istețimea și modul foarte ascuțit de a gândi și de a vorbi. Glauben Sie, dass es intelligentes Leben im Weltraum gibt, außerirdisch? Das halte ich sogar für mehr als wahrscheinlich. Es gibt nämlich außer unserer Sonne in unserem Milchstraßensystem 2 Milliarden Sonnensysteme. Und mindestens die Hälfte dieser Sonnen können Planeten haben wie unsere Erde. Und es ist erwiesen, dass unter den Bedingungen, wie sie am Anfang auf der Erde herrschten, Leben entstehen kann. Das kann man heute als erwiesen ansehen. Allerdings ist es sehr unwahrscheinlich, dass dieses Leben so aussehen wie das Leben auf der Erde. Am avut mare ocazie să-l învăț pe domnul profesor în ultimele ani de viață, să-l conduc la congrese diferite, chiar și la ultima cea mai mare vizită sau călătorie pe care a făcut-o în Statele Unite, la startul de misiunii de 1 cu Space Shuttle, unde a fost oaspete ale NASA. La Washington am fost primiți în Casa Albă și în Capitol a avut posibilitatea să țină un speech despre ideile lui, despre dezvoltarea pe lume, nu numai teme aerospațiale, pentru că domnul profesor și-a făcut și multe gânduri, de exemplu, despre energia alternativă, despre sisteme bancare și așa mai departe. Și a fost primit în fața Congresului să discute despre ideile lui. Hermann Oberth, până la sfârșitul vieții, la 28 decembrie 1989,
a trăit în orășelul Foișt. Avea 95 de ani. Sufletul lui și-a luat zborul fără rachetă, mai sus de nori și de stele. Der Markt Feucht hat auch ein Obertdenkmal im Eichenhain, das wir ständig pflegen. Es ist natürlich klar mit den Denkmälern, mit öffentlichen Sachen, die werden immer wieder mal beschmiert von Jugendlichen. Da kümmern wir uns von der Gemeinde her sehr intensiv darum, dass das ordentlich immer ist und wieder mal gestrichen wird. Ja, und der Hinweis in Feucht an der Autobahnraststätte durch die Rakete ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Man wird immer wieder mal drauf angesprochen, auf das Museum. Ja, was ist denn da? Was ist da interessant dran? Eben schon allein durch die Rakete. Bringt für Feucht natürlich auch einen gewissen Imagegewinn, sowohl in Deutschland als auch, sage ich mal, welt- und europaweit. Sind wir da schon bekannt und wir lieben das und wir sind da recht stolz drauf. Eu cred că este un exemplu și pentru tineri într-o țară în care dezvoltarea științei deja din timpul școlii și crearea entuziasmului tinerilor pentru știință, pentru studii avansate, pentru curaj în cercetare ar trebui să fie să se folosească de acest exemplu. Eu aș crea un premiu al Academiei, de exemplu Hermann Oberth, pentru tineri cercetători. Alături de alte personalități ale Sibiului, iată, avem părintele spiritual al Universității Lucian Blaga. În Facultatea de Inginerie ne-am gândit să avem un alt spirit care ocrotește și aduce în același timp și faimă numelui Facultății de Inginerie, este vorba de Hermann Oberth. Din anul 2001, Facultatea de Inginerie a preluat acest nume, devenind Facultatea de Inginerie Hermann Oberth. De altfel, în holul Facultății de Inginerie, în Hall of Fame, avem acest portret al lui Hermann Oberth, care veghează asupra spiritului academic și științific din Facultatea de Inginerie. In Europa und in der Europäischen Raumfahrtagentur ist man sich im Klaren, dass auch diese weiteren Ideen von Oberth wirklich wichtige Schritte waren zu der Raumfahrt, die wir heute haben. Er hat ja auch zum ersten Mal eine Raumstation vorgestellt und genau definiert. Er hat auch zum Beispiel Weltraummedizin angedacht. Er hat sich also konkrete Gedanken darüber gemacht, wie die Schwerelosigkeit die Gesundheit des Menschen im All beeinflusst. Und er hat sich auch konkrete Lösungsschritte ausgedacht, mit denen man diese Probleme, die da entstehen, umgehen könnte oder lösen könnte. Also man ist sich darüber im Klaren, dass die konkreten technischen Vorschläge von Oberth wirklich dazu beitragen, dass wir da sind, wo wir heute sind. Realizările lui Hermann Oberth, proiectele lui, au fost aplicate și în domeniul militar. Să nu uităm că la Peenemünde, Germania au construit rachetele V2 sau agregat 4, care în principal s-au bazat pe calculele lui Hermann Oberth. Un om de știință, când face o descoperire, o invenție, nu o face neapărat în scopuri civile sau militare, ci pur și simplu o face. Aplicarea acestora ulterior este o altă problemă. Oricum, Hermann Oberth a militat întotdeauna pentru utilizarea spațiului cosmic în scopuri pașnice, pentru utilizarea rachetelor doar pentru beneficii aduse omenirii și nu pentru război. Un crater de pe Lună, cu diametrul de 60 de kilometri, poartă numele savantului Hermann Oberth. Institutul American de Aeronautică și Astronautică din Huntsville, statul Alabama, acordă anual premiul Hermann Oberth. Space, the final frontier.
După schițele lui Hermann Oberth, s-au făcut machetele navelor spațiale, clasa Oberth din serialul Star Trek. Mă bucur că Cristian Amza și-a îndreptat din nou privirea pentru acest film către un om de geniu care nu numai că a fost înzestrat de la natură, dar a și știut să-și managerieze valoarea și a dus numele, să zic, al țării, nu numai al sașilor, dar este fiind saș din Transilvania. Mă bucur că sala este plină de iubitori de etnie germană. N-am uitat să vă prezint pe cei doi reprezentanți ai Forumului Democrat al Germanilor din România, doamna Cristiane Cosmatu, subsecretar de stat în Guvernul României, de la Direcția pentru Relații Interetnice, și Claus Fabricius, de la regiunea extracarpatică. Nu vreau să omit prezența acestei familii, care de fapt a fost, să zic, nucleul, grupul de specialiști care au stat lângă Cristian Amza. Nu omit pe Irina Gărdescu, care a ajutat foarte mult pentru partitura Statelor Unite. Deci, Europa, Statele Unite, domnul Prunariu, care ne-ați făcut minunea de a ne apropia de o știință care nu e a noastră. Mă bucur că există domnul Cristian Scarlat lângă noi, care în privința comemorărilor are tot timpul simțul valorii, da, tineretul ar trebui să fie mai prezent, pentru că lui se adresează minunea din trecut. A fost atât de demn și de grav destinul lui Oberth, încât trebuie să ne apropiem cu el, așa cum a făcut-o Cristian Amza. Acum aș da, ce să mai spun, să o rog pe Aneliu Tegavani, și așa a spus crezul în filmul acesta, dar cum a fost colaborarea cu regizorul Cristian Amza? Fiindcă, hai să, te rog frumos, nu cred că a fost puțin lucru, fiindcă ați apucat de la cap cronologic destinul unui uriaș. Te rog să iei loc. Mulțumesc, în primul rând, bună seara, mulțumesc tuturor care au sosit aici. Este un moment foarte deosebit pentru mine. Sunt foarte mândră de ceea ce a realizat Cristian Amza. Trebuie să spun, noi am avut foarte multe proiecte, am gândit, am planificat, am visat chiar și acest proiect, cred că a fost poate cel mai îndrăzneț. Noi am făcut și filmul despre Ștefan Hel împreună și am făcut și filmele, bineînțeles eu cu o contribuție foarte măruntă și mică, și filmele despre deportări. Și am avut, de exemplu, și planul să facem un film despre cei care au rămas, sașii, șvabii care au rămas. Din păcate, Cristian nu a primit posibilitatea, nu a avut posibilitatea să realizeze acest film. Nu vreau să
spun decât două lucruri. În primul rând, cred că este foarte important ca românii, majoritatea poporului român, care este de etnie română, să afle de realizările germanilor, a sașilor, pentru că eu sunt săsoaică din Sibiu, sigur că subliniez acest lucru. Și în același timp să ne cunoaștem și suferința. Și pe mine m-a impresionat cel mai mult atunci când în 1991 am revenit prima dată în România după 25 de ani de interdicție, până în 1989, și am vorbit la Sibiu despre deportări. Și colegii noștri, chiar oamenii de știință, nu știau nimic despre acest eveniment din ianuarie 1945. Dar nici noi, sașii, nu știam ce au suferit basarabenii, de exemplu, care au fost vânați pe teritoriul României imediat după război. Deci, tactica de divided impera între noi, între minoritate și între majoritate, a fost eficientă, și acest lucru este foarte important, să trecem dincolo de aceste fenomene și să le corectăm. Iar activitatea lui Cristian, într-adevăr, a contribuit enorm la acest lucru. Al doilea lucru vreau să vă povestesc, și aici trec în registrul, ca să zic așa, comico, dramatic câteodată. Pentru noi n-a fost în primul rând un film documentar, ci un film de aventuri. Pentru că Cristian l-am cunoscut mai întâi, înainte de a vedea un film de-a lui, ca un manager extraordinar. N-am mai cunoscut în România pe cineva care este atât de abil, bineînțeles, în limitele decenței și ale bunului simț, de a încerca să achiziționeze mijloace. Pentru că dumneavoastră trebuie să știți că acest film a fost făcut practic fără mijloace oficiale. Deplasările le-a făcut sau le-am făcut în parte cu cameramanul într-o mașină care a fost împrumutată lui Cristian de către o firmă, o doamnă producătoare, șefa unei firme de cosmetice din Ploiești. Am mai avut subvenții de către o altă întreprindere de undeva de pe Dunăre, farmaceutică, pardon, și o altă firmă de undeva din sudul Olteniei care producea confecții. Nu vă mai spun, ați văzut toată galeria sponsor, și într-adevăr Cristian a fost extrem de abil în a scrie tuturor, în a-i ruga. Recunosc că am mai dat și eu din când în când o mână de ajutor, mai ales în Germania, și colegul nostru de asemenea, domnul Adams. Deci Cristian a luptat ca un leu. Nu vă spun că din mijloacele lui particulare, adică din banii pe care i-a câștigat la televiziune, a mai dat și el cât a putut, a mai cumpărat o cină pentru băieții ca să rămână mulțumiți și așa mai departe. Deci până la urmă a fost o chestie, o treabă, ca să spunem, ceva, o serie de peripeții pe care le-am trăit până acest film a putut fi făcut. Și de aceea găsesc că este cu atât mai meritoriu. Rezultatul este mai pomenit. Și trebuie să spun și ceva, ceea ce ați făcut dumneavoastră, domnule Prunariu, a fost extraordinar. Și admirația pe care am avut-o, noi ne-am cunoscut prin 92, așa ceva, am stat la masă odată împreună la domnul Liviu Mureșan, și gestul dumneavoastră la Moscova a fost extraordinar. Și ceea ce poate în subtext ați aflat, domnul Bart a fost biograful oficial trăitor aici în România,
a domnului Hermann Oberth, iar faptul că deja în anii 70 totuși acest om a fost primit cum se cuvine și în România, iar în România de astăzi mi se pare că nu este în continuare destul de apreciat și, cum spuneam, premiul, ideea premiului de la Academie pentru tinerii cercetători mi se pare foarte actual. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumim, chiar apreciam acest lucru și acum eu aș fi vrut să-i dau cuvântul lui Robert Adams, pentru că, dar nu înainte să vă spun că un muzeograf nu înseamnă numai muzeu, un muzeograf are 1000 de alte profesii, un regizor nu înseamnă un regizor, așa încât managerul Cristian Amza și Robert Adams sunt trup și suflet cu personalitatea, iar faptul că un geniu, un profesionist, un savant este cunoscut în afară mai mult decât în România, trebuie să ne dea a miliarda oară de gândit. Acum s-a făcut un pic de dreptate, dar nu tot timpul. Da, Suzana Gâdea nu a făcut singurul gest de acest. Fabulos și aproape paradoxal, dar dacă am insistat și în alte privințe, poate am avea mai multă deschidere pentru restul lumii. De aici trebuia să plece Hermann Oberth încununat. Nu trebuia să vină el de acolo și ecourile și premiile și prestanța pe care i-au dat-o cei din afară, străinii, dacă se poate spune cu un cuvânt foarte dur, dar iată, el a izbutit să se impună străinilor. Cinste lor. Am uitat un lucru, Aurora, pot să-l mai spun? Ceea ce noi am avut în film la un moment dat planificat, Hermann Oberth, când s-a dus în Germania să-și dea doctoratul, la Göttingen, așa, doi profesori de fizică și de matematică i-au respins teza pentru că au spus că nu sunt competenți, nu sunt capabili să o judece. Și atunci el s-a întors la Cluj și acolo și-a dat doctoratul cu această teză. Da. Robert Adams, da. Te rugăm. Erstmal schönen guten Abend und freut mich sehr, heute hier, Abend hier zu sein. Bună seara. Mă bucur foarte mult că sunt alături de dumneavoastră și vă mulțumesc pentru interesul pentru persoana Hermann Oberth. Cred că după film și informațiile pe care le-ați primit, merită definitiv ca das Erbe, moștenirea pe care a lăsat-o să rămână în amintire și să lucrăm cu ea. Doresc să mulțumesc organizatorii și echipei care a realizat filmul ăsta. S-au spus multe și sunt de acord cu toate punctele, dar inițiativa, cât de mică este, merită și arată că poate să iasă ceva foarte frumos, prețios și de valoare pentru viitor. Cred că cu punctele că e un preț Hermann Oberth, că se poate implica tineretul, este un drum bun. Și muzeul din Feucht, între timp, nu se concentrează numai pe tema Hermann Oberth, între timp este un renumit loc pentru istoria aerospațială, unde multe arhive lângă toate lucrările lui Hermann Oberth sunt arhivate și avem piese unice care nici la NASA sau în Rusia nu mai sunt găsite, ci le sunt găsite la Feucht. Dar mi-aș dori foarte mult ca și podul spre România, că este Mediaș, că este Sibiu, să fie în continuare ținut și da, cred că cu echipa, cu interesul dumneavoastră și pași mici o să reușim punctul ăsta. Un punct, pentru că mi-a fost mare onoare din anii 80 să petrec foarte mult timp cu familia Oberth și referitor ce ați spus cu patentul sau cu doctoratul,
din păcate nu îmi permis să citesc în română, că e cam greu, dar aș recita în germană, că este o anecdotă frumoasă lui Hermann Oberth, unde el a ajuns la Patentamt din Berlin și Prüfer, cel care da, îi spune numele lui era Wurm și Oberth încerca să-l convingă că ce predă este patent fiic, se poate patenta, da? Și domnul Wurm spune, dar credeți-mă, era tânăr, că credeți-mă, tânărul, eu sunt dublu de mai în vârstă ca dumneavoastră și eu trebuie să știu. Și Oberth a răspuns, papagaii din zoo sunt mult mai în vârstă decât noi și nici eu nu accept sau îi spun ce spune ei. Da? Vă mulțumesc! Și noi îi mulțumim, Robert Adam, și pentru limba română pe care o prestează, dar mă șochează faptul că mai greu citește. Asta n-am înțeles, dar domnul doctor inginer Dumitru Dorin Prunariu este personajul care se apropie de această aeronautică spațială. Pentru noi este domnul... Aș vrea să vă anunț că domnul Paul Schuster în 1994 scria a treia oară despre Hermann Oberth. Este salutar. Îl aplaudăm. Mai vreau să-i mulțumesc și pentru prezența Ioanei Eronim, ca să zic așa, slujitor al limbii germane și al etniei, nu? Cu toată inteligența a fost alături de etnia germană și este alături în continuare. Da. Acum, să zic, specialitatea aeronautica specială, cum o priviți la detașarea de momentul acela fascinant, pentru că a fost fascinant. Pentru noi, ceilalți, este aproape de neatins. Vă rugăm. Mulțumesc. În primul rând, mulțumesc foarte mult Casey Schiller pentru că a organizat acest eveniment. Este într-adevăr un eveniment. Și pentru faptul că organizatorii au fost atât de răbdători cu mine și au pus data în așa fel încât se potrivească când sunt și eu în București să pot participa. Mulțumesc mult și în același timp mă bucur mult că sunt aici alături de Robert Adams, cu care ne cunoaștem de zeci de ani deja, de când era foarte tânăr pe la Muzeul Hermann Oberth în Foix. Da, da, da. Atunci foarte am spus, foarte. Acum suntem tineri, dar. Doamna Aneliute Gavani, care, cum a spus și domnia sa, ne cunoaștem din 1992, când ne ocupam în cadrul unei fundații de geopolitică, de problemele de la începutul României schimbate pe un drum de economie de piață cu o grămadă de schimbări de sistem, orientări geopolitice în noi și așa mai departe. Iar domnul Cristian Amza, care a reușit să mă prindă odată la aeroportul Otopeni, ați văzut, filmarea era la aeroportul Otopeni, în sala de VIP, înainte de a pleca într-o cursă în străinătate, și atunci am înregistrat toate aceste elemente care mă leagă atât de mult de Hermann Oberth. Normal că, ocupându-mă de cosmonautică, am citit despre Hermann Oberth, dar marea mea surpriză și plăcere a fost că Hans Barth, biograful lui Hermann Oberth, care trăia în Brașov, era redactor la Karpaten-Rundschau, redactor de știință și tehnică, cu care ne cunoșteam, scrisese materiale despre zborul meu cosmic, le publicase în limba germană acolo, înainte de a ne deplasa la Moscova în 1982 pentru a marca aniversarea Sputnikului, lansării satelitului artificial al Pământului, care a avut loc în 57, m-a prevenit. Zice, vezi că va veni Hermann Oberth. A zis, oh, zice, hai să-ți spun mai multe lucruri ca să fii în temă. Uite, a fost așa, 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 s-au întâmplat astfel de lucruri de-a lungul istoriei, el n-a mai fost niciodată în Uniunea Sovietică, de fapt, înainte de război fusese vânat chiar de ruși, dar stabilindu-se în Germania a intrat sub altă protecție și rușii n-au mai ajuns la el. La sfârșitul războiului, când s-au împărțit averea industrială
și științifică de la Peenemünde. El a rămas oarecum legat de Werner von Braun, care a plecat în Statele Unite, dar în același timp eu avusesem ocazia să-l cunosc pe capitanul rus sovietic pe atunci, om de știință, care a și condus o perioadă producția de rachete la ruși, îl chema Chertok, care a fost trimis de Stalin la Peenemünde să evalueze ceea ce ar fi necesar rușilor și ceea ce să ducă în Uniunea Sovietică atunci. Chertok a rămas, a murit în 1900, în 2014, la vârsta de 99, aproape 100 de ani, și chiar înainte de a muri cu câteva luni, Asociația Exploratorilor Spațiului Cosmic, pentru că el după aceea s-a pus în valoare printr-o serie întreagă de lucrări științifice, de organizare a activităților cosmice, de management, de conducere, i-a acordat o distinție de onoare și eu am fost președintele asociației care i-a înmânat-o la Moscova în acea perioadă. Ei bine, legătura dintre sfârșitul celui de-al doilea război mondial prin acest Chertok cu partea rusă, legătura cu Werner von Braun și apoi cu Hermann Oberth, care a fost profesor la Berlin lui Werner von Braun, și cosmonautică reprezentată în România în principal prin mine, m-au făcut să mă raportez în cu totul alt fel, mult mai personal, mai atașat de acești oameni și prin ei mai departe de istoria acestui domeniu. Deci nu neapărat de zborul propriu-zis cosmic, nu neapărat de modul în care am condus racheta sau nava cosmică, ci de istorie în primul rând, care ne-a făcut să ajungem unde am ajuns și de aici să creăm mai departe. Ați principalele povești adevărate legate de mine și de Hermann Oberth, le-ați văzut în film. Hermann Oberth a avut plăcerea și inspirația în 1984, după ce ne cunoscusem în 82, să mă invite la congresul care era organizat la Salzburg la fiecare 5 ani a aniversării lui, făcea 90 de ani atunci, și m-a invitat nu numai pe mine, l-a invitat pe primul cosmonaut din Republica Democrată Germană, l-a invitat pe primul astronaut din Republica Federală a Germaniei și l-a invitat și pe cosmonautul maghiar, pentru că el a trăit în Imperiul Austro-Ungar și a făcut studiile la Budapesta o perioadă. Și am fost 4 cosmonauți, astronauți, spuneți-ne cum vreți, tot aia este, depinde de limba în care se folosește termenul, care am fost invitați și ne-a acordat medalia de aur Hermann Oberth. Și ne-a explicat atunci următorul lucru. Noi din spațiul cosmic, fac o paranteză acum, am văzut Pământul fără granițe. L-am văzut așa cum arată el natural, fără intervenția geopolitică a omului care să-l împartă, să-l dividă, să creeze animozități, războaie, divizări, dezvoltări diverse economice, mai mari, mai puține și mai departe. Noi l-am văzut ca un tot unitar. Oberth atunci ne-a spus așa, pentru mine există o singură Germanie. Chiar dacă atunci era departe de zidul Berlinului, mai erau încă 5 ani până când să se reunească Germania. Și de aceea am chemat aici pe primul cosmonaut din Republica Democrată și pe primul din Republica Federală, amândorora le dau medalia de aur Hermann Oberth, în calitate de cosmonauți din Germania. Și atât. Iar mie, în calitate de cosmonaut din țara lui natală, care fiecare aveam realizările noastre în domeniul zborului cosmic. Deci aceasta pentru mine a fost un lucru fascinant. M-am uitat și am căutat să înțeleg cum privește totuși un savant atât de vizionar viitorul, trecutul și viitorul acestei zone europene. Pentru că Germania a fost una, a fost divizată în timpul războiului, o vedea din nou ca o singură Germanie și acest lucru l-a reprezentat prin acest gest cu 5 ani înainte ca evenimentele politice să ducă la reunirea Germaniei. Deci, viziunea lui Hermann Oberth s-a manifestat și în multe alte domenii de activitate. O serie întreagă de proiecte de ale lui încă sunt în fază de concept. Oglinda spațială care să dirigeze o parte din lumina soarelui de anumite zone care sunt mai puțin încălzite pe glob sau care au nevoie de mai multă lumină, mai multă căldură pentru agricultură, pentru alte scopuri. Este un proiect încă nerealizat, dar care este fezabil. După aceea,
să scrie o carte în 1922 despre racheta în spațiile interplanetare a fost o chestiune de senzație deosebită. Următoarea carte publicată în 29, Căile navigației spațiale, care reprezintă o dezvoltare la un alt nivel al primei cărți, este considerată și astăzi Biblia astronauticii. Principalele elemente legate de conceperea activităților legate de zborul cosmic, inclusiv calculul, construcția rachetei și traiectoriile rachetelor, sunt prinse în acea carte din 23. Cum spunea doamna Neliute Gabani, el s-a dus la început în Germania cu această teză, cu această lucrare, pentru a o prezenta. De ce n-a fost acceptată? Datorită rigidității profesorilor germani, care profesorul de matematică vedea numai matematică și a zis: în această lucrare e prea multă fizică pe lângă matematică ca să poată fi considerată lucrare de matematică, iar profesorul de fizică a spus că e prea multă matematică pe lângă fizică ca să poată fi considerată lucrare strict de fizică. E bine, Augustin Maior, care era rectorul Universității Babeș-Bolyai de la Cluj-Napoca, Babeș-Bolyai acum, el a înțeles însă interacțiunea dintre științe și a primit această lucrare, a considerat-o importantă și pe baza ei i-a acordat lui Hermann Oberth titlul de profesor de matematică și fizică și, datorită acestui demers, el a putut să predea mai departe. Deci sunt multe lucruri de povestit despre Hermann Oberth. Ceea ce mă bucură în mod deosebit este că realizările lui, imaginea lui, personalitatea lui sunt puse în valoare. Atunci când am fost la Suzana Gâdea să îi solicit să înființăm un muzeu, eu nu știam că o lege existentă atunci interzicea să se construiască muzee persoanelor în viață. De asemenea, era o interdicție ca imaginea pe diverse materiale, de exemplu filatelice, a persoanelor în viață să fie printată. Ceaușescu avea el ascendentele lui, era șef suprem, dar în rest nu avea voie nimeni. Mie mi-au printat imaginea pe un timbru, imediat după zborul cosmic, dar e o imagine schimonosită, nici nu recunoști figura mea acolo. Scrie Prunariu și e figura a doi cosmonauți, unul lângă altul, care nu știe exact cine sunt. Și totuși existau mijloace corespunzătoare pentru a imprima corespunzător imaginea cuiva. Deci, de aceea nu mi-a aprobat atunci organizarea Muzeului Hermann Oberth și a spus, fă o expoziție permanentă. Deci a fost o favoare pe care mi-a făcut-o, pentru că ne cunoșteam, am fost student, a fost o profesoară de metalurgie foarte bună. Dar până acolo, la cultură era depășită de ceea ce ar fi trebuit să facă acolo. Era un executant politic, pur și simplu. Dar mă bucur după aceea că în 1994, la aniversarea 100 de ani de la nașterea lui Hermann Oberth, am reușit să inaugurăm la Mediaș Casa Memorială Hermann Oberth, care cuprinde multe elemente din viața, activitatea lui. Din păcate am alergat destul de mulți ani atunci cu primarul orașului, l-ați văzut în film, domnul Bucur, ulterior senator și mai departe, ca să găsim elemente de mobilă care au fost odată în Casa Oberth, care fusese vândută. N-am găsit, dar am găsit niște elemente săsești pe la alte persoane care ni le-au dat, au fost puse în casă. Fabricii de mobilă de acolo i s-a dat ordin de către primărie să facă vitrine, unei cooperații i s-a dat ordin să renoveze complet casa și am devenit prieten cu șeful acelei cooperații, căruia ulterior i-am cununat fata. Deci s-a legat o prietenie între toți cei care am contribuit la crearea acelei case memoriale Hermann Oberth. Și trebuie să spun că atunci am mai fost cu niște astronauți, n-am fost singurul cosmonaut. Am avut invitații, inclusiv un american, John McBride. Într-una din imagini apare așa foarte scurt lângă mine și mi-am readus aminte că era și el acum văzând filmul. Și în sfârșit, de atunci, Casa Hermann Oberth există. Grădinița care a existat acolo, grădinița publică, a fost mutată de primărie, casa a fost dată în nu în proprietate, ci în utilizare muzeului aviației
de la București cu filială la Mediaș, era unitatea militară de maștri militari de aviație acolo, care a avut-o în grijă, și acum există încă un director al muzeului care ține de Muzeul Aviației din București și care se ocupă de promovarea lui Hermann Oberth. Tot atunci s-a schimbat și numele străzii din strada Salcâmilor în strada Hermann Oberth. Atunci și la Mediaș, Sighișoara, s-a dat numele de Hermann Oberth la o serie întreagă de piațe, străzi, instituții, școli. Ați văzut Universitatea, Facultatea de Inginerie din Sibiu a primit numele de Hermann Oberth și așa mai departe. Deci, strada, nu? Unde? La Sibiu. Ba, la Sibiu este și strada Hermann Oberth. Iar acea statuie... Da, există și la București, da. Din păcate, liceul Goethe a primit o perioadă de timp numele Hermann Oberth, după aceea s-a trecut... Da, e o școală particulară, e adevărat. Monumentul de la Sibiu, care era în fața fostei primării, acum s-a mutat primăria de acolo, l-am dezvelit împreună cu fostul primar al Sibiului, domnul Klaus Iohannis, pe atunci. Și împreună am tras voalul de pe statuie și a fost inaugurat acolo la Sibiu. Deci ne leagă foarte multe lucruri și mă bucur mult că am reușit să particip într-un fel la acest demers, la acest film realizat de Cristian Hamza, împreună cu cei prezenți aici și cu mulți alții, dar mă întristează un lucru și mă întristează profund. Faptul că un astfel de film, promovând o astfel de personalitate, nu a putut fi susținut din fonduri publice, de televiziunea română. Ce promovează televiziunea? Vin emisiuni de divertisment, unde se uite toată lumea, emisiuni pentru gospodine și așa mai departe. Deci unde e știința care s-a dezvoltat pe pământul acesta? Unde e învățământul? Unde sunt personalitățile? Deci a fost finanțat de o cosmeticiană, cu o farmacistă, cu oameni, așa, oameni de suflet, care au zis, hai să punem din banii noștri care ne prisosesc într-un fel datorită business-ului și să ajutăm un om de bine care va realiza un lucru care va rămâne în istorie. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru că, într-adevăr, ne-a făcut lumină în multe capitole ale personalității lui Hermann Oberth. Este și un foarte bun vorbitor, domnul Dumitru Prunariu, dar vă aduc la cunoștință că, asemenea lui Hermann Oberth, bine, îmi permit asemănarea păstrând proporțiile, ca să nu creadă cândva, și dânsul a avut în destin destul de multe lucruri anevoioase în carieră, în, să zic, în exercitarea profesiei, în, chiar și în privința funcțiilor. A avut și dânsul destinul, să zic, atacat. Ce aș vrea să spun, revenind la filmul lui Cristian Hamza, fiindcă el ne-a înleșnit această sărbătoare, avem și fizicieni printre noi, dar nu de ajuns de matematicieni, ca să fie, nu? Bineînțeles, trebuie să ne gândim că acest film are un echilibru extraordinar. Scenele de arhivă sunt extrem de bine mânuite, cu profesionalism. Este un film realizat de un profesionist autentic care și-a dedicat întreaga viață, fie cinematografie, fie filmului documentar TV, care este altă meserie. Și am spus odată trecută, este filmul viitorului, al prezentului și al viitorului. Acest film documentar este o fișă de temperatură, este prezentarea unei personalități extraordinare din țara noastră. Nici nu contează că e sas, jvab sau maghiar sau armean, este din România, a plecat din România. Aș menționa cu școala care se făcea atunci. El a plecat pornind de la o școală bună. Chiar dacă ulterior, sigur, i s-a deschis o poartă sau mai multe, i s-au deschis toate porțile lumii, pentru că a și meritat. Îl felicit pe Cristian Hamza, dar nu să mulțumească echipei, nu, să spună cât s-a văzut împlinit după acest Hermann Oberth, pentru că nu este un film oarecare, este un film special care țintește foarte sus și e bine, cum spuneți, să fie promovat mai mult, nu numai televiziunea, cândva, la ore nefirești și așa mai departe.
Ce-ți dorești de la acest film? Oată, mulțumesc domnule Aurora Fabricius pentru laudațiu, da, care toată seara a fost un laudațiu. Vreau să vă spun că mi-a fost foarte greu, dar în seara aceasta am o mare satisfacție, pentru că datorită doamnei Anca Duliu, doamnei director Anca Duliu, doamnei Cristiane Cosmatu, doamnei Claus Fabricius, Casa Schiller a devenit un fel de casă de promovare a documentarilor de televiziune. Acest film l-am făcut în televiziune fără niciun leu. A trebuit să iau aprobare de la Stelian Tănase, care merea prietenul cunoșteam de 15 ani. Am plecat împreună cu Aneli, cu Tia Milei, deci ca să cerșim banii pentru film. Cu operatorul meu am călătorit 5500 de kilometri, străbătând toată Germania, ceea ce am rămas profund plăcut impresionat ca Aneli la Peenemünde. Toate exterioarele care le-ați văzut în film sunt filmate de Aneli. Deci ne-a arătat că este și o mare operatoare. Deci nu numai și scriitoare. Robert mi-a deschis ușile, parcă eram la mine acasă, la Foști. Primarul ne-a plătit cazarea, masa, adică, cum să vă spun, totul a fost făcut din suflet, fără niciun ban din televiziune. Mă și mir că l-au dat într-o zi de sâmbătă. Urmă, gata, cum nu mă interesează nimic, m-a deranjat foarte tare acum un an de zile că a trebuit să mă ocup de deportați, dar m-am luptat pentru deportații germani, pentru că altfel trebuia să ajung prin Bărăgan să fac alți deportați și am zis nu, mă ocup de deportații germani, dar după ce două luni de zile am așteptat să fac un film despre acest om minunat, domnul Dumitru Prunariu, care a spus, nu acum, mai așteptăm. Și am așteptat aproape 4 luni și așa am ajuns să aștept, mă rog. Este un film care l-am făcut din pasiune, deci mai puțin partea materială, că niciodată n-am avut parte de așa ceva și m-a interesat să fac ceva care să da, să rămână. Este un, cum să vă spun, îmi pare rău că nu a fost promovat mai mult acest mare savant, deci nu prea se știe despre Hermann Oberth, dar în schimb am rămas profund impresionat când am ajuns la Darmstadt, unde este centrul spațial european. Acolo sunt două mari personalități care sunt apreciate de acei germani, primul Hermann Oberth, al doilea domnul Dumitru Prunariu, care au un loc de cinste în panoul de onoare din Darmstadt, ceea ce pentru mine a fost o încântare. Ce să vă mai spun? Toate filmele cu Sărămâna, cu Cerșitul, Fabrică de Medicamente, au și râs cei din televiziune, cum am ajuns într-o zi să vorbesc cu directoarea unei fabrici de confecții din Caracal. Și a spus, doamne, la Caracal nu s-a dărâmat răsturnat carul cu boi. Uite că am mai primit și bani pentru Hermann Oberth. Și așa am ajuns la Arad, o fabrică de farmaceutică ne-a plătit motorina, operatorul era și șofer. Mașina era un microbus de la o firmă de cosmetice din Ploiești. Așa că cam așa s-a făcut filmul. Da, și Biserica Evanghelică m-a ajutat, am uitat să vă spun că au fost foarte drăguți, chiar și la partea a doua, la final, ne-au spus cei din televiziune că nici diurnă nu ne dau și am ajuns să mâncăm și la cantina săracilor din Sibiu, dar am meritat că au fost 3 zile de cartofi, mâncare de cartofi și da, varză nu. Oamenii au fost alături de noi și așa că și eu vă mulțumesc că v-a plăcut. N-aș vrea să intru în dialog cu Cristian Lamza. Iertați-mă, dar cel mai important lucru care este în spatele acestei sări este Irina Gărdescu, cum să vă spun, partea americană și tot sprijinul care l-am primit din partea cumnatului ei, care fiind american, deci toate imaginile de la NASA le-am primit pe gratis și cele mai frumoase și pe urmă acest film a fost prezentat la Boston, la Universitatea din Boston, de fica lui Werner von Braun, Margrit von Braun, tot datorită Irinei Gărdescu. Aplaudăm pe Irina Gărdescu și să-i mulțumim. O cunoaștem din filmele dinainte de plecare. Am înțeles că vrea cineva să spună un cuvânt. Oameni buni, eu închei, înainte să încheie și Anca Duliu, îi dau cuvântul acestei participante asidue la filmele, chiar la filmele lui Amza.
Și atât vă spun, așa ca să îl consolez pe Cristian Anza, că a avut și vicisitudini. Cum a spus Thomas Mann, nu-i de ajuns să treci vremurile care ți-au fost date, mai important este să le și înțelegi. Așa că trebuie să înțelegem că asta e viața care ne-a fost dată. Bine. Bună seara! Cred că cuvintele mele vor fi foarte mici la cât aș dori să îmi exprim plăcerea și plinitudinea cu care am trăit această seară. Și cum, la Casa Schiller, de câte ori am participat la multele acțiuni, am mai adăugat cât o cărămidă la cunoștințele mele. Da? Iar această seară a fost o excepție. O excepție, în primul rând, pentru oamenii pe care i-ați invitat și care ne-au fermecat cu poveștile acestea. Și am să spun așa, niciun profet nu este cunoscut în țara sa. Da? Plecând de la această idee, de aceea foarte multă lume nu știe multe, iar astă seară am aflat atât de multe, știam de atâtă doar, da? Deci vă mulțumesc din suflet că invitați asemenea oameni de elită, mulțumesc regizorului și gata, ajunge! Mulțumesc din suflet! Vă mulțumesc foarte mult pentru participare și sper din tot sufletul că poate chiar în acest an, dar precis în anul următor, vom organiza și alte evenimente împreună sau separat. Filmul despre dumneavoastră, poate, îl prezentați și la Casa Schiller. Poate am să rogesc cu Ministerul Culturii. Da. Mulțumesc încă o dată și vă mulțumim pentru participare.